Să fim și noi altfel în acest moment, introduc rubrica noastră. Bună ziua! După cum știți, îmi place să stau la taifas și astăzi voi sta de vorbă cu... Victor Dumitrașcu. Bine ai venit la noi! Bine v-am găsit! Vom vorbi despre ceva care mie mi se pare inedit. Știați că există campionatul de bowling? Dacă nu, veți afla astăzi. Te rog frumos să ne spui cum s-a întâmplat, cum a luat ființă acest campionat la bowling. Campionatul a luat ființă mai de mult. Așa. Mult înainte de a mă apuca eu. Eu am început să joc din întâmplare prin 2012 de performanță. Am reușit să-mi însușesc destul de repede niște calități pentru a fi în față. În doar 3 ani de zile am ajuns vicecampion național, component al lotului național de bowling și de aici totul a fost simplu. Cum se numește această echipă? Echipa la care joc eu se numește North Star Split și suntem campioni anul acesta, în 2023, campionii naționale ai României pe echipe. Felicitări! Pentru prima oară după un chin de câțiva ani, care și-am numai pe doi. Super! Ambiția a fost la Ambiția a fost mare, da, și trebuia să ni se întâmple și odată să fim pe primul loc, să nu mai fim primii care pierdem de fiecare dată. Aha! Dar de unde numele ăsta? Numele iar nu știu adică... exact de unde, de la Steaua Nordului, bineînțeles. Splitul este cel mai greu lucru pe care îl... trebuie să-l faci în bowling. În momentul în care îți rămân două popice foarte depărtate unul de altul, sunt foarte greu să le dobori. Și atunci chestia asta se numește split. Nu știu a cui a fost ideea, dar a fost simpatică. De obicei, echipele se numesc strike, pentru că toată lumea vrea să dorme toate popicele din prima lovitură. Noi am fost puțin altfel și am numit-o split. Păi și să înțeleg că fiecare dintre voi aveți alte joburi și asta este ceva care faceți pe lângă, nu? Da, adică da. Aveți timp și pentru așa ceva. Există tehnici anume cum trebuie să dai cu mingea să ajungă să dărâme? Este... Strike. Da, este în primul rând că se numește bilă, nu minge. Bilă, e un sacrilegiu să-i spui minge. Da? Bila cu trei degete. Bila cu trei degetele sau cu două, că sunt mai multe tehnici de a arunca, a lansa bila pe pistă. Da, este o întreagă tehnică destul de complicată. Loviturile trebuie să fie foarte, foarte asemănătoare, ceea ce este foarte greu să realizezi cu o memorie musculară foarte bună, un exercițiu de ani de zile. Se spune că nu poți fi un jucător bun decât după vreo 7 ani de antrenament. Ceea ce ai deja, nu? Ceea ce am, eu am depășit, așa. Da? Și bilele sunt diferite. Adică ca greutate și ca mărime. Nu numai. Ceea ce fac ele pe pistă, cum reacționează ele. Cu efecte. Exact, da. Ungerile, pentru că se pun niște ungeri, niște mașini foarte complicate, care pun un ulei, care îngreunează ajungerea bilei acolo unde tu îți dorești ca să dai strike. Este un sport foarte complex. Poate într-o zi veți avea timp și veți veni și în sală. E mult mai ușor de arătat decât de povestit. Sincer să fiu, am fost și am jucat bowling, dar nu ca voi, ca profesioniști. Și seama, mai dat și pe alături, poate și pe o altă pistă, nu mai contează, mare vă. Da, chestia este că eu știu că tu lucrezi în echipă și cu soția? Cu soția, da, ne-am apucat împreună. Soția era chiar mai talentată decât mine, spune. Ea a reușit să câștige niște titluri naționale foarte repede. Din păcate, cum pățesc de obicei femeile, făcând un copil, a trebuit să aibă grijă de el și a cam renunțat la sport. Dar cât timp ați fost în echipă? Vă înțelegeați așa sau câteodată mai spune, nu, tu ai crește acolo, ai făcut... N-am curaj. Poate invers. Așa e, așa e, da. Dar ce să zic altceva decât că mă bucur că te-am cunoscut, mă bucură faptul că există deja și la noi acest campionat. Vă dorim mult succes în continuare și sperăm ca și mulți alții să vină și să încerce acest sport. Cred că este foarte frumos. Întrebarea mea este, antrenați în același timp? Da, avem câțiva antrenori care au tot felul de recunoașteri pe plan național și internațional. Super. Sunt foarte buni. Avem și un grup destul de mare pentru prima oară în ultimii ani de juniori cu niște perspective extraordinare. Wow. Pentru că
ca orice alt sport, trebuia să te apuci de el nu la 30 de ani, ca mine, ci never la say never. 10-12 ani, unde ești crud și ușor de a, de a fi format, așa cum îți Când dorești. E următorul campionat? Următorul campionat va începe, sunt campionate anuale, va începe în, în ianuarie, mai sunt câteva competiții rămase din actualul campionat, chiar săptămâna viitoare avem, avem o competiție, echipe de câte doi. O să mă înscriu și cu soțul meu și o să încerc să fac forță la deget ca să pot să-mi înfic cele trei degete în bilă. Așa, așa să-mi iau greutatea necesară și să strike. Am zis bine? Să dăm un strike. Gata, deja sunt pregătită. Mulțumesc mult mulțumesc. Că ai fost prezent la noi aici. Îți doresc mult succes în continuare, multe medalii și trofee în continuare. Mulțumesc. Și chiar mi-ar place o dată să vin să vă aștept cu mare drag. Vă aștept cu mare drag. Da. Poate jucăm și împreună. Ah, yes, of course. În rest, la revedere și ne vedem data viitoare. La revedere.